Preventatul pastor Romu Mocanu, și că spun numele acesta, deja mintea dumneavoastră vă răscoliți amintiri, v-ați fi dorit mereu să-l aveți la diferitele slujiri și l-ați avut, mai ales în momente ca și acesta și altele. Spunea, când mama mea a plecat la cele veșnice, era iarnă. Am pus acasă un anunț pe poartă despre plecarea mamei. Pentru că era în ziua înmormântării, a nins și am început să fac curat în curte, să dau zăpada. Și la un moment dat niște trecători din zona în care dumnealor locuiau s-au oprit, au citit pe poartă și unul dintre ei a întrebat, cine a murit? Și eu eram dincolo de poartă, ei nu mă vedeau. Și unul dintre ei a zis, a murit o bătrână. Și spunea fratele Romii, pentru ei, cea care a plecat a fost o bătrână. Pentru mine, cea care a plecat a fost mama. Acum am alergat din Austria să fiu cu dumneavoastră, deși când Petrică nu sună ca să încercăm să rezolvăm o problemă. Petrică sună că o problemă trebuie rezolvată. Și când ultima dată m-a sunat că mama nu se simte bine, nu mai știu, era sâmbătă seara probabil sau mă rog, și am zis, Petrică, nu știu, mâine. Și am zis, nu mâine, acum. Noi trebuie să găsim soluții repede. Și când mi-a trimis mesajul, eram în Austria, mai întâi m-a sunat, n-am putut vorbi chiar în momentele acelea, și mi-a lăsat un mesaj, l-am sunat înapoi și am înțeles că mama Maria a plecat. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să vă mângâie. Amin. Și Domnul să vă întărească. Amin. Dragilor, Psalmul 12, versetul 1, sunt cuvintele care le-am frământat pe drum, că nici n-am avut mult timp să mă gândesc la mormântarea de astăzi, în sensul că am fost așa ocupat dimineața la comunitate, de acolo am alergat și când m-a sunat astăzi Petrică, zice, n-ați plecat încă? Și a zis, nu. Păi cum ajungeți că e atât de aglomerat? Și a zis, nu știu cum ajung, dar dacă Domnul mă ajută, încerc să vin. Dar spuneam Psalmul 12 și cu versetul 1, este cuvântul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, m-a frământat în această zi, unde David, împăratul, striga după ajutor și spunea, vino în ajutor, Doamne. Nu erau dușmanii la graniță, nu era o problemă de război ca și altă dată, nu era o temere, nu era o frământare, era o durere, era o realitate și era o radiografia societății pe care o face David. Și durerea lui era, vino în ajutor, Doamne, că se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. M-am uitat la necrologul acesta. Frate Viorel Berende, nu știu dacă e aici, mi-a adus aminte de mormântarea de la mama dumnealor, din familia Berende, cu mulți copii, cu mulți nepoți, cu o familie foarte mare, 13 copii. Știți cine acceptă să aibă 13 copii? Știți cine? Oamenii care se tem de Dumnezeu. Nu au fost condițiile de astăzi, n-au fost posibilitățile de astăzi, n-a fost maternitatea de astăzi, n-a fost asistența de astăzi, dar a fost un Dumnezeu în care oamenii aceștia s-au încrezut. Peste 65 de ani de slujire și tot atât de mulți ani de căsătorie. Frate Emil, felicitări! Am înțeles că în țările scandinave, undeva prin Finlanda, prin Norvegia,
tot la 3 ani îi cheamă la primărie să le dea un certificat de fidelitate. Felicitări că ați rezistat 3 ani de zile împreună. Câte certificate de fidelitate ar trebui să dăm acestor oameni care au fost credincioși legământului, care au spus că îl slujesc pe Dumnezeu până la moarte și așa au făcut, și care au spus că căsătoria noastră este până la moarte și așa au făcut. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Se duc oamenii de bine. Pierde nu biserica doar, nu familia sunt mari. Pierde societatea. Societatea este mai săracă. Și mă doare că fiind ca și colegii mei mult pe la mormântări, parcă tot mai mult vedem că oamenii ăștia de bine pleacă. Și se ridică o altă generație, se ridică altfel de societate, cu altfel de gândire. Și tot mai mult oameni care nu-i mai interesează valorile spirituale și care nu-i mai interesează de Dumnezeu, care scot pe Dumnezeu din ecuație și Biblia o scot din ecuație. Și ne rugăm, Dumnezeule, ai milă de generația care vine. Dar astăzi suntem aici să plângem împreună cu dumneavoastră și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, vină în ajutor. Că pleacă credincioșii din țară. Rămâne o credință formalistă, rămâne o religie și o tradiție și adevărații credincioși pleacă din mijlocul oamenilor. Și societatea este secătuită și societatea este în durere din cauza lipsei acestor oameni. Ce au avut oamenii aceștia? De ce trebuie să plângem astăzi după sora Maria? Când spunea băiatul meu, Andreas, care în ultimele zile sau cumva s-a apropiat, s-a ocupat puțin de dumnea ei, o zis, tati, pentru dumnea ei, îi mai bine că a plecat. S-a încheiat o perioadă de grea suferință. Am simțit asta, am înțeles asta ori de câte ori am trecut sub panse sau, mă rog, ce a putut el să facă ca și om. Ce au avut oamenii aceștia? În primul rând vreau să spun, oamenii aceștia au găsit salvarea, mântuirea adevărată despre care fratele Nicu spunea. Ei nu au fost mulțumiți să aibă o religie, să aibă o formă tradițională. Ei nu au fost mulțumiți să aibă o relație cu Dumnezeu, una de biserică și una de formă. Oamenii aceștia l-au găsit cu adevărat pe Dumnezeu. Și când m-am uitat la acest necroc de la 15 ani, oare câte flori au primit la botez? Câte? Oare câte felicitări au primit la botez în vremea aceea, în urmă cu peste 65 de ani? Oare cât s-au apreciat și au spus, ce bine că te-ai botezat? Oare în ce condiții au primit botezul? Oare noaptea? Oare undeva ascunzându-se? Oare undeva într-o apă rece? Unde s-au botezat oamenii ăștia? Cum a fost botezul acela? Dar oamenii aceștia au spus, ne asumăm, nu contează cine ne apreciază sau cine nu, sau cine batjocorește sau cine nu, nu contează cât suntem prigoniți sau nu. Noi avem un lucru clar, noi vrem să slujim pe Dumnezeu. Noi am găsit salvarea adevărată și salvarea adevărată nu e la biserica pentecostală, nu e la biserica ortodoxă, nu e la un sistem religios. Salvarea adevărată este la Iisus Hristos. Amin. Și din toată inima spunem, slăvit să fie Domnul. Amin. Despre noi spune Biblia că a fost un om deosebit, un om deosebit între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu și îmi place când omul lui Dumnezeu în cartea evreilor, în epistola către evrei, reia ideea aceasta și îl așează pe Noe între eroii credinței. Vreau să vă citesc versetul 7 și auziți ce spunea despre bărbatul acesta, parcă atât de mult se potrivește cu familia Sădmar, cu sora Maria, cu fratele Emil. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care nu se vedeau. De câte ori familia aceasta a avut descoperiri din partea lui Dumnezeu? De câte ori s-au ancorat în descoperirea lui Dumnezeu? Că vorbeam cu fratele Chir aici și îmi spunea despre o anumită persoană, bă, astea sunt lucruri aberante, să crezi că Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește.
Dumnezeul nostru vorbește, slăvit să fie numele Lui. Vorbește prin Evanghelie, vorbește prin descoperiri dumnezeiești, vorbește prin mesaje profetice. Are metode prin care Dumnezeu vorbește. Vorbește prin cataclisme, prin războaie, prin pandemie. Dumnezeu vorbește prin natură, prin creație. Și sunt aici să strig din toată inima, lăudați să fie Dumnezeul nostru. Câte înștiințări n-o fi avut fratele Emil și sora Maria în anii aceștia de pocăință, de frică de Dumnezeu, lucruri care s-au împlinit, care au fost pietre de hotar, în care s-au bazat și au spus, ne-a vorbit Dumnezeu, ne credem în Dumnezeu, ne-a răspuns Dumnezeu la rugăciune și Dumnezeu este Cel care ascultă și strigăm din toată inima, glorificat să fie numele Lui. Când Dumnezeu, când noi a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, Biblia spune, și plin de o teamă sfântă, și-a zidit sau și-a construit un chivot care să-l scape casa. Și mă uit la familia Sărmar. Și vreau să spun această zi, dacă sunteți oameni mântuiți, lăudați-L pe Dumnezeu că ați avut părinți care s-au temut de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni salvați, sunteți oameni salvați pentru că părinții voștri au știut să se roage. Au știut să stea înaintea lui Dumnezeu și au găsit salvarea adevărată, care este în jertfa lui Iisus Hristos. Și spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul. Nu, Hristos n-a venit în lumea noastră să avem sărbători pompoase, să avem pași, să avem ouă roșii, să avem, eu știu, anumite lumini la Crăciun sau la sărbători. Nu, Hristos a venit în lumea noastră să sfăurească mântuirea noastră și prin jertfa de la Golgota să ne mântuiască pe noi, o omenire pierdută. Și strigăm, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Și omul lui Dumnezeu spunea versetul supranumit de aur al Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Jertfa lui Hristos încă mai are putere. Hristos încă mai mântuiește și mă rog în această zi, Dumnezeu le cercetează-ne. Suntem la o zi funebră, la o zi de plecare a unei eroine, a unei mame care s-a temut de Dumnezeu, care a stat înaintea lui Dumnezeu, dar cu ocazia aceasta să mai mântuiască Dumnezeu oameni. Și la Cășei Domnul să completeze locurile sau locul care este făcut gol și Domnul are puterea aceasta prin Evanghelie și prin jertfa lui Iisus Hristos. Vin un ajutor, Doamne, că se duc oamenii de bine. Ce au avut oamenii aceștia de bine, credincioși aceștia? Ascultați-mă bine. Oamenii aceștia au fost neclintiți în suferință. Au rămas statornici. N-am putut să nu mă gândesc ca și un tată de copii și de nepoți, ca și colegii mei, oarecum au fost condițiile de naștere când v-au adus mama pe lume. Oare câtă suferință, oare câte nopți nedormite, oare câtă durere. Pentru că la Biblie spune și Moise spunea, viața omului pe pământ este plină de trudă și durere. Câtă durere! Câtă suferință! Dar în toate acestea au rămas neclintiți și au rămas în picioare. Poate ați văzut-o pe mama suferind, poate ați văzut-o pe mama răbdând, poate ați văzut-o și ați fi așteptat uneori să se manifeste, dar a rămas în picioare pentru că a fost neclintită în suferință. Și cum spunea Iov, în durerea aceea lui atât de mare, la un moment dat, în capitolul acela 19, la versetul 23 și mereu, citim versetele acestea. Oh, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un cribloi de fier pe vecie. Și continua el și spunea, chiar dacă e atât de greu, chiar dacă e atât de multă durere, eu știu că răscumpărătorul meu este viu și ochii mei îl vor vedea. Slăvit să fie Domnul! Amin. În suferință să rămâi neclintit, în suferință să rămâi statornic, în suferință să continui să-L slujești pe Dumnezeu, în suferință să continui să-L preamărești pe Dumnezeu, în suferință. Vorbeam zilele trecute cu o persoană, o femeie care a avut niște probleme, tot așa cu sarcina, mai multe pierderi în Austria. Și spunea, frate Bujor, parcă sunt fără putere, parcă nu mai pot ruga, parcă am intrat într-o stare de depresie și să o încurajez. I-am zis, ascultă, era cu soțul ei, am zis, ascultă, draga mea, în viața mea de slujire
am văzut 4 sicrie în aceeași încăpere, care erau a unei singure familii. Erau toți frați, 2 fete și 2 băieți, între 12 și 8 ani. Toți s-au necat în aceeași zi, în același loc. Și am văzut o mamă care umbla printre sicrie și nu mai știa numele. Le înculca. Și mama aceasta spunea oamenii, când am coborât de la groapă, după ce s-a deschis o groapă mare și s-au pus 4 sicrie unul lângă celălalt, spunea oamenii, va înnebuni, se va strica de cap. Nu se poate. Din 7 copii, 4 să-ți moară în aceeași zi și să-i îngropi în aceeași zi. Și aproape un an de zile, la noi în sat, la o seară de evanghelizare, a venit femeia aceasta îmbrăcată în negru. Și a venit un bilet. Sora Tomșa vrea să cânte o cântare. Am crezut că cineva... Și m-am îndrăznit și am zis, știu situația. Sora Tomșa e în biserică. Vrea să cânte o cântare. Dacă Dumnezeu vrea să cânte, să vină în față. Și a venit în față și a luat microfonul. Și a zis, oameni buni, în urmă cu aproape un an de zile mi-am îngropat 4 copii în aceeași groapă. Oamenii au crezut că mă voi strica de cap, că voi nebuni. Am rămas în picioare să slujesc pe Dumnezeu. Că Dumnezeul nostru merită să slujim. Și mi-am propus toată viața mea să continui să slujesc pe Domnul. Și ce înseamnă asta? Să fii neclintit în suferință. Nu știu ce vine ziua de mâine, nu știu ce va veni peste noi. Oameni buni, dacă zilele bune îl slujim pe Dumnezeu, dacă zilele de binecuvântare îl slujim pe Dumnezeu, să știm să slujim pe Dumnezeu în orice vreme și spun, Dumnezeule, ajută-ne! Pentru că știm să-i mulțumim lui Dumnezeu când ne merge bine, știm să-i mulțumim lui Dumnezeu când avem, când toate ne funcționează cum vrem noi. Și parcă suntem așa de posomorâți când lucrurile nu mai funcționează, nu mai merg. Dumnezeu rămâne același și strigăm din toate inima, lăudat să fie numele Lui. Ce au avut oamenii aceștia? De ce trebuie să plângem după sora Maria, după cei care pleacă de calitatea, de calibrul acesta spiritual? În al treilea rând, au stat în spărtură. Au fost niște mijlocitori. Nici nu știți și n-aveți de unde știți și nu știu nici eu și nu veți ști niciodată cât mama Maria s-a rugat pentru voi. Nu numai pentru Petri, pentru voi toți. Nici nu știți ce pierdeți astăzi. Nici vă puteți imagina. Nimeni nu se mai roagă ca și mama. Se va ruga tata la vârsta și la puterea pe care o dă Domnul. Nimeni nu se roagă ca mama. Nimeni. Ca unul care aleg mult la evanghelizări și mama mea e cu un an mai tânără ca și mama dumneavoastră, adică are 80 de ani. Seara când mă întorc acasă, sunt singur, sunt obosit. Uneori trebuie să sun pe cineva, că altfel îți prea obosit, parcă nu mai. Pe cine credeți că sun? Păi sun pe mama, că mama nu doarme. Și o întreb, ce faci, mama? Știam că ești plecat în slujire undeva și știam că mă sun. Eram aici să aștept telefonul tău. M-am rugat și pentru tine. Mă rog să te păzească Dumnezeu. Mă rog să te călăuzească Dumnezeu. Mă rog să-ți dea Domnul har. La orice oră pot să sun pe mama. La orice oră pot să vorbesc cu mama. La orice oră. Pentru că mama, cred că la orice oră, e gata să se roage pentru mine. Ce ați pierdut astăzi? Ați pierdut rugăciuni. De asta sunteți mai săraci, mult mai săraci. Asemenea lui Iov, care spune Biblia, îi lua pe fiecare dintre copiii lui și cu numele îi aducea în rugăciune. Așa se roagă mama. Așa se roagă părinții. Ceilalți se roagă la general, Doamne, ai milă de familia fratelui Bujor sau lucrurile. Mama ne ia pe rând pe fiecare. Așa fac și eu. Așa face și soția mea, așa face și dumneavoastră copiii dumneavoastră. Așa făcea mama Maria. Și nu se ruga numai pentru voi, se ruga și pentru mine. Se ruga și pentru frații slujitori și se ruga și pentru cei de la Cășei și pentru oamenii lui Dumnezeu. Mă duc atât de mult în atâtea biserici și sunt surprins, frumos, plăcut surprins, să ajung în zona Radului sau Timișoarei sau, eu știu, un râmnic cu Vâlcea, să mă aștepte persoane în vârstă la ușă, să spune, frate Bujor, nu te-am întâlnit niciodată, te-am văzut numai pe sticlă, dar eu m-am rugat pentru dumneata.
Dar noi am postit pentru dumneata, dar eu te-am susținut în rugăciune, te susțin în rugăciune. Mă rog ca Dumnezeu să te păzească. Amin. Știți cât de mult lucrul acesta face pentru mine și pentru noi? Mama nu mai este. Mama nu mai stă în spărtură. Dar cel mai mare mijlocitor al tuturor vremurilor este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și dacă în familia sunt mari, sunt nemântuiți, Domnul să mântuiască. Dacă între copiii dumneavoastră sau nepoții dumneavoastră, între cei 38 de nepoți și 28 de strănepoți sunt nemântuiți, Domnul să-i cerceteze. Și Dumnezeu să asculte rugăciunea și Dumnezeu să dea putere și biruință. A fost zilele trecute la o sărbătoare într-o biserică și spre surprinderea mea era și primarul acolo. I-au dat la primarul un cuvânt. Și când a început să vorbească primarul, a zis: oameni buni, primul om din satul nostru, din zona noastră, pocăit, a fost bunicul meu. Și multe dintre realizările și protecțiile care le-am avut din partea lui Dumnezeu, cred că sunt datorită rugăciunilor bunicului meu. Și la final am zis: domnul primar, trebuie să vă spun ceva. Bunicul dumneavoastră s-a rugat ca toți copiii lui și nepoții lui să fie cu el în cer. Să știți că nu scăpați de asta. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu o să vă mântuiască. Că Domnul ascultă rugăciunile. Lăudați să fie Domnul. Ce au avut aceștia? De ce trebuie să plângem? Oamenii aceștia au găsit salvarea adevărată. Oamenii aceștia au fost neclintiți în suferință. Oamenii aceștia au stat în spărtură. Și în ultimul rând vreau să spun, sora Maria, oamenii aceștia au trăit frumos și au murit frumos. Nu știu ce v-a spus ultima dată. Nu știu care sunt ultimile expresii cu care ați rămas. Veți vorbi mereu despre el. Ultima dată am vorbit cu mama la telefon și mi-a spus asta. Ultima dată am văzut-o pe mama, acestea au fost ultimele momente. Vor rămâne amintirile. Și vorba unui poet care spunea: vor rămâne amintiri ce nu se pot uita nici când. Că am avut o mamă scumpă, voi spuneți sfântă pe pământ, că nu greșiți. Spunea cineva: murim cum trăim. Altfel nu se poate. Fratele păstor spunea că unii mor îngrozit. Păi știți ce mor îngrozit, frate? Că așa au trăit. Așa a fost viața lor. N-ai cum să mor decât cum ai trăit. Degeaba îți doresc să mor ca un sfânt. Că n-ai cum să mor ca un sfânt dacă n-ai trăit o viață de sfințenie. Deja vrei să mor să ai o relație corectă cu Dumnezeu dincolo, pentru că nu se poate dacă n-ai trăit cu Dumnezeu, dacă nu te-a interesat Dumnezeu. N-ai cum. Murim cum trăim. Și oamenii aceștia au murit așa cum au trăit. Au avut o viață, o relație corectă cu Dumnezeu, așa au plecat din lumea aceasta. Și Pavel, gândindu-se la momentul acela, le spunea filipenilor, în capitolul 1, versetul 20, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Nu numai prin viața mea să fie proslăvit Hristos, nu numai când eu trăiesc, asta este extraordinar de bine, dar este și vreau ca Hristos să fie proslăvit și prin moartea mea. Pentru că Dumnezeu Tatăl a fost proslăvit prin moartea lui Iisus Hristos. Și când Hristos murea pe cruce, n-a fost o pierdere, a fost un mare câștig. Pentru că El făurea mântuirea mea, mântuirea voastră, mântuirea lumii întregi. Și spunem: lăudați să fie Domnul Iisus. Murim cum trăim. Dacă la noapte va trebui să pleci, vei muri cum ai trăit. Ai avut o relație sfântă cu Dumnezeu? Ai avut o relație corectă cu Dumnezeu? Așa vei pleca din lumea aceasta. N-ai avut o relație corectă cu Dumnezeu? Nici slujba de înmormântare, nici predicatorii, nici
alte ritualuri nu vor schimba destinația ta. Pentru că scrie la Evrei, capitolul 9, versetul 27, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după aceea vine judecat. Dar îmi place să închei și să repet cuvintele pe care fratele păstor, fratele Nicu le-a spus, chiar dacă mama n-a fost o predicatoare de la învoare, chiar dacă n-a avut probabil daruri speciale să slujească în biserică, nu știu. Dar vreau să repet cuvintele apostolului Pavel cu care fratele păstor încheia. Și Pavel spunea, m-am luptat, lupta cea bună. Am păzit credința. Mi-am sfârșit. De acum mă așteaptă. Și era scris decretul de condamnare la moarte, de decapitare și Pavel știa. Și ar fi putut să scrie Timotei. De acum mă așteaptă printre altele și călăul, și ghilotina, și decapitarea. Nu știu cum va fi. Dar vreau să spun, de acum mă așteaptă asta. Pavel privea dincolo. Ignora ceea ce era aici și privea dincolo. Și spune, de acum mă așteaptă. Mă așteaptă cu luna neprihănirii pe care mi-o va da Domnul. Și dacă Pavel se oprea aici, poate doar din relația de prietenie, de dragoste, aș fi alergat să fiu cu dumneavoastră, dar am venit aici și pentru că sunt un slujitor al Domnului și vreau să stau la îndemâna lui Dumnezeu. Și Pavel spunea, și nu numai mie, și fratele Ovidiu, și fratele Chira, și dumneavoastră, și ție, frate Nicu, și nouă, și tuturor celor ce vor fi iubit, iubiți venirea Domnului, iubiți venirea Domnului, nu-i mult și Domnul se întoarce, slăvit să fie numele Lui. Duhul și Mireasa zic și Biserica Domnului să zică din toate mea, vino Doamne Iisuse. Evenimentele care se întâmplă în lumea aceasta ne vorbesc despre revenirea în slava Domnului Iisus Hristos. Credem cu tărie în asta, Hristos se întoarce să vină, mărit să fie numele Lui. Și când va veni Hristos, morții se vor ridica din morminte, tata se va ridica din mormânt, sora Maria se va ridica din mormânt, toți cei care au plecat înainte se vor ridica din mormânt, vor fi transformați. Și noi care vom fi în viață, de aceea, de asemenea, vom primi trupuri de slavă, vom fi răpiți, vom întâmpina pe Domnul în văzduh și mereu când zbor ziua cu avionul, mergând în slujire, când este sus soare și senin, trimit câte un videoclip scurt familiei noastre și scriu așa, locul de întâlnire cu Domnul. Acolo ne așteaptă Domnul. Ne vom întâlni cu El în nori și vom fi totdeauna cu Domnul. Până atunci, Dumnezeu să vă întărească, Domnul să vă mângâie, Domnul să vă dea putere și priviți la exemplul care este azi în Sicriu. Urmați-i trăirea, urmați-i credința, urmați-i modul de viață și slujiți-L pe Dumnezeu. Ca ziua aceea, rugăciunile mamei să fie ascultate și nici unul dintre voi să nu lipsiți. Mama vă așteaptă, Domnul vă așteaptă, Dumnezeu să vă întărească. Și spun și eu din toată inima, frate Emil, Dumnezeu să vă dea putere, Domnul să vă dea biruință. Și Dumnezeu să vă întărească pe toți. Amin.